Au intrat în live și Dani cu Diana, ei au venit imediat după Hatige și Mihai și rămăsese mesaje de la cei doi care s-au trimis probabil cu un delay. Ei nu înțelegeau la început dacă le sunt adresate, după și-au dat seama că nu era vorba despre ei, erau mesaje de hate. Au început și mesajele pentru cei doi. Primele două minute au fost doar cu felicitări. Era felicitări dragilor, felicitări frumoșilor, etc. Și le-a spus Dani că așteaptă păreri, sfaturi și mai multe cuvinte de la ei. A intrat și mătușa Daianei pe live și i-a felicitat pentru o relație, că îi așteaptă acasă după terminarea competiției. Au avut uh, multe felicitări cei doi. Eu, cred că un mesaj din trei era cu asta. Cineva i-a zis lui Dani că rânjește prea mult toată ziua. Altcineva le-a zis să nu se schimbe niciodată, să stea departe de, de Hatige și de Mihai, să-i transmită doamnei Loredana că doar pe ei doi îi are acolo în competiție și să fie alături de ei. Au fost și destul de multe mesaje pentru Antonio de apreciere pe ambele live-uri cred că o să îi transmită și lui aceste mesaje. Iar în ceea ce privește live-ul Daianei și a lui Dani a fost plin de felicitări.